Salutare, suntem la Templul Maimuțelor. Ne lasă ăsta, hai să arestați ei. Doamne, ce mică e! Salutare, dragilor! Salutare tuturor! Bine v-am regăsit, sau mai bine spus, namaste! Namaste! Pentru că astăzi vrem să vă povestim despre escapada noastră în India, despre prima escapadă, că am avut două escapade în India. Da, și namaste este o formulă de salut în India. Toată lumea îți spune namaste atunci când intri undeva sau îți mulțumește pentru ceva. Exact. Da, și o să vă povestim despre prima escapadă care a fost în 2017. Da, cred că în martie 2017, dacă ne aducem bine aminte. Cam februarie-martie, perioada noastră de vacanță mare, vacanță mai exotică. Și a fost, chiar a fost o aventură vacanța asta. Da, a fost o aventură pentru că a fost primul impact al nostru cu planeta India, că așa îi se mai și spune. A fost wow pentru noi. Eram noi școliți oarecum prin Dubai, prin Maroc, dar când am ajuns în India am fost puțin șocați, dar ne-am adaptat foarte, foarte bine la situație. Bine, ne-am adaptat din a doua, a treia zi, că prima zi când am ajuns în New Delhi și am văzut acolo un haos, multe claxoane și o aglomerație cum nu mai văzusem altă dată până... În prima oară am ajuns în New Delhi, am aterizat în New Delhi, după două ore mi s-a furat telefonul mobil, adică a fost impactul și mai accentuat, să zicem. Da, și de asta, pe urmă am început să ne adaptăm, am început să ne obișnim cu mizeria, pentru că este o țară destul de murdară, okay. Cred că de fapt este cea mai murdară pe care am văzut-o noi. Da, este o țară greu încercată, să zicem așa, dar este extrem de frumoasă în schimb. Trebuie să te adaptezi situațiilor și trebuie să ieși foarte, foarte mult din zona ta de confort. Da. Ne-am plimbat cu rickshaw prima oară în viața noastră. Ne-am plimbat cu rickshaw motorizată. Acele rickshaw motorizate care în altă parte poate le știți ca și tuk-tukuri, acolo se numesc rickshaw. Ca și bicicletă, de fapt o tricicletă, numai că acel om pedala la... Ca să ne plimbe pe noi. Ca să ne plimbe pe noi. Și acolo, dacă mi-aduc bine aminte, cred că am fost la templu, am fost la... Chiar am... Avem o poză de acolo. Am fost la o poză templu, foarte frumoasă. Ascardam, da, am făcut-o de acolo, am luat așa. Și a fost... O surpriză pentru noi după ce am văzut în Delhi atâta mizerie și aglomerații, acolo ziceai că ai ieșit din India, nu mai avea nicio legătură.
aceste templuri. Ashkandam, Ashkandam Mandir. Deci cred că am stat vreo 3 nopți. Da, 3 nopți am stat în Delhi. N-am stat foarte mult. Bine, mai erau de vizitat obiective turistice, dar a fost suficient. Claxoanele și aglomerația ne-a terminat. Și după asta am mers într-un orășel mai liniștit, în Agra. Am mers acolo pentru a vedea celebrul Taj Mahal, celebrul mormânt Taj Mahal. A fost o experiență foarte interesantă. Mormântul în sine, în interior, nu e cine știe ce. Da, este foarte micuț. Dar clădirea aia din afară este impozantă. Hello, Flori. Namaste. This is Taj Mahal from Agra. Și ne-au plăcut foarte mult grădinile. Grădinile Taj Mahalului sunt o splendoare. Am fost o zi înainte, cred, la grădini și cred că am stat jumătate de zi acolo. Am văzut veverițe foarte multe care cântau. Spre surprinderea noastră am aflat atunci, am descoperit în India că veverițele lor cântau. Ne credeam că sunt păsări. A fost o experiență foarte... Veverițe indiene, de la... indiene, da. Probabil erau aproape de Bollywood, știi? Da. Chiar, la Bollywood n-au ajuns. N-am ajuns la data Bollywood, viitoare, da. În Mumbai parcă e Bollywood, nu? Da. După Agra am ajuns în Jaipur, un oraș foarte frumos, mai curat decât Delhi și cred că și decât Agra. Acolo am vizitat... Amer Fort. De asemenea, am vizitat și Templul Vânturilor, Palatul Vânturilor sau Java Mahal, cred că se numește. Da, foarte frumos. Da, sunt clădiri impresionante, ne-a plăcut foarte. Java Mahal, Wind of Palace. Foarte mult și totodată acolo prinzând și sărbătoarea Holi. Începutul sărbătorii. Sărbătoarea Holi, da, în Jaipur. Și ții minte că tu ai fost la templul maimuțelor? De fapt, amândoi am fost, dar tu... Am mers și m-am rugat. Tu n-ai vrut să mergi și chiar am avut o experiență frumoasă acolo. Mi-au dat acel punct care se face bărbaților, nu? Da. În frunte. L-au pictat, adică. Da. Și mi-au pus și eu o brățărică pe mână pentru noroc, pentru, nu știu, pentru rugăciune. Foarte frumoasă experiență. Și bineînțeles, multe maimuțe, am hrănit maimuțele, a fost foarte interesant. Salutare, suntem la templul maimuțelor. Tocmai mi s-a făcut un semn pe frunte și am primit și o brățărică. Doamne, ce mică e!
Ia mai. Și ce mi-a mai plăcut în Jaipur, mai țin de când am mâncat la fetele alea? Fete, erau... Ah, pe stradă, exact. Da. Erau niște oameni greu încercați, să spun, mâncarea. Făceau mâncare la Chaun, pe marginea străzii. Ei acolo locuiau, de fapt, într-o... Aveau un acoperiș. Da, ceva din niște cartoane și... Mă rog, erau foarte greu încercați și își făceau mâncarea de seară. Era seară, țin minte că ieșiserăm să ne plimbăm și eu, fiind mai pofticios de fel, am zis că trebuie să mănânc din aceste mâncăruri pentru că mirosea senzațional. Și când au văzut doamnele de acolo că ne-am așezat lângă ele și am început să povestim și le-am întrebat ce gătesc și... Wow. Am vorbit destul de puțin, că nu știau engleză. Da. Și le-am zis că vrem și noi din acele mâncăruri, pentru că era senzaționale. Erau senzaționale mâncărurile, erau mâncăruri vegetariene, dacă ne aducem bine aminte. Păi ceva cu cartofi și nu mai știu. Mare parte din mâncarea indiană este vegetariană și extrem de picantă. Da, și aveau două ceaune pe foc. Da, cred că o să avem un filmuleț. Da, o să vă punem filmulețul să vedeți exact, poate și ceva poze, și le-am rugat să ne pună și nouă câte o porție din fiecare mâncare. Pe care aproape că le-am mâncat mari în totalitate, pentru că a fost da, extrem pentru că de erau picant, extrem de picante și Florea a avut probleme cu stomacul în... Începuse de acolo, nu mai am ajuns la doctor. Și ideea este că le-am și dat niște bănuți, ele n-au vrut să primească, a zis că e din partea lor și le face plăcere să ne ofere și le-am dat niște bănuți pentru că erau greu încercate tantii acelea și chiar probabil le-au prins foarte bine. Astăzi vom mânca tradițional indian de la niște femei sărăcuțe și vom face și o donație. Deoarece are o mâncare extraordinară. Asta este fenomenal. Este ceva cu cartof, varză sau nu știu exact ce este. Și vom lua și noi două porții de astea. Dori este aici. Va fi ceva senzațional. Ia uitați cum face. Bine. Și de acolo am plecat în Mumbai. Alt haos și acolo. La fel ca în Delhi, o aventură să treci strada. Ne-a luat și 10 minute să putem da, trece. Dacă nu o luam pe Flori de mână și nu împingeam efectiv, cred că acolo rămâneam și am zis, hai să trecem strada, că n-avem cum. Nu, că ne calcă mașina, uite pe ăștia cum vin. Veneau din stânga, din dreapta, din față, din spate, biciclete, rixe, mașini, vaci, de toate. Era un amalgam de trafic. Problema este că nu te lasă, frate, să treci chiar dacă e trecere. Adică degeaba treci pe trecere și vin, se opresc lângă tine. Da, și bineînțeles, polițaiul în mijlocul intersecției stăteau și mâncau semințe și mai dădeau și ei de 2-3 ori din mână. Dar oricum, ei săraci nu au ce să facă, nu au ce să dirigeze, pentru că sunt toți așa sute mii de mașini în intersecțiile. Intrați pe YouTube și uitați-vă intersecțiile din India, din Delhi și din Mumbai și o să ziceți, wow, ce e am uitat de la ide să plecăm și am zis, chiar așa, da. Și credeți-ne că am dat 10 minute să trecem strada. Senzațional, senzațional. Lasă-l să facă restație aici.
aventură, într-adevăr. Și ce ne-a impresionat în sensul negativ au fost mahalale din Mumbai, celebrele mahalale, adică zona suburbiile. Suburbiile Mumbaiului. Chiar am mers cu un tren 3-4 stații micuțe, dar efectiv am trecut prin acele mahalale. E îngrozitor de rău. Adică ca să vezi cum trăiesc acei oameni, te întristează, dar totodată trebuie să o iei ca pe o realitate, că ai realitatea, ai viața lor și nu-i poți salva, n-ai cum. A fost prima oară în viața mea când mergeam într-un tren, era turist fiind și plângeam. Island. Da, am plecat, se fac excursii pe Elephant Island plecând de la Gate of India. Gate of India, chiar de la malul apei. Este foarte frumos cu niște bărcuțe și te duce pe o insulă, acolo intri în junglă efectiv. Foarte și am frumos. Fost pe vasul ăla acum cu tine și au dansat și au făcut poze cu noi, deja eram atracție. Somos la limpiar na botol ke anda nandi da sudhi ke bande bol ke somos la limpiar na botol ke anda nandi da sudhi ke bande bol ke spre Goa. Într-un final am plecat spre Goa. În momentul în care noi am cumpărat biletele pentru India, dinspre India și biletele interne, le-am cumpărat pe bucăți. Ei, și uite că biletul dintre Mumbai și bilete Goa, individuale. Da, biletul dintre Mumbai și Goa, în loc să-l cumpărăm pe 20 martie sau cât era, l-am cumpărat pe 20 februarie. Țin minte că eram în Istanbul în decembrie, chiar de ziua mea, în jurul Crăciunului, și atunci acolo am găsit acele bilete foarte bune. Da, anul anterior. Din Dubai către Delhi și în incinta în interiorul Indiei și am zis hai să cumpărăm biletele. Și am avut cred că 6-7 zboruri. Da, cu totul. Și uite că am greșit, am ajuns în Mumbai după ce în loc de oră am făcut două cu taxiul până la aeroport. Nu puteam să facem check-in, am mers la, cum se numește, la self-check-in, adică să-ți faci singur check-in-ul în aeroport. Nu găseam nimic, am ajuns la casă, mai aveam cred că vreo oră și un sfert și ne-a zis fata aia, zice, știți, dar nu găsesc rezervarea, ăsta e numele. Și stați că eu sunt nouă și să văd, poate nu știu să caut. Și da, a dus-o pe șefa ei, cum se spune, și dintr-un final și-a dat seama că păi, suntem pe 16 martie și zborul dumneavoastră a fost acum o lună, pe 16 februarie. Am greșit ziua, am greșit luna. Și deci când am auzit, da. Da, și a trebuit să cumpărăm niște bilete, noroc că mai aveau locuri, că mai era, până ne-am lămurit noi, cred că mai era în jur de o oră și pleca avionul. Și da. Oamenii aia vorbeau la telefon și le ziceau, n-aveam nicio treabă, că trebuie să plecăm și noi. Și făceam cu trenul multe, da, ore, din, 12, din Mumbai în Goa, foarte mult. Adică da. Nu era o variantă. În fine, am ajuns în Goa. Ei, toate bune și frumoase. S-a schimbat peisajul când am ajuns în Goa. Am început palmierii, peștele, că nu aveam pește și a fost o problemă cu mâncarea, deja era altfel. Multe fructe, bine, și în Mumbai și în Delhi erau multe fructe, dar fiind la ocean, în Goa, beneficiam de foarte mult pește și fructe de mare. Da.
Ceea ce era un plus, este un plus pentru noi. Bineînțeles că ne-am deplasat. Doar cu autobuzele mergeam la plajă. Mamă, cu autobuzele locale. Fără geamuri și cu muzică. Foarte tare senzația. Hello, Flori. Mergem la plajă în Miramar Beach, în Panjim. Este o plajă minunată. Acesta este autobuzul, transportul local cu care mergem. Uite că vin și șoferii. Oprim muzica. Gata, vom pleca. 8 rupii de persoană. Cam scump. Asta este, ne acomodăm. Și așa am mers de la aeroport. Am schimbat vreo 3 autobuze și aveam niște, fiecare cât un roller și cât un rucsac. Și toată lumea era, după ce loc să punem la șofer trollerele, pentru că nu intrau. Senzații, da, experiențe da. Unice. Ne-a plăcut foarte mult Goa, extrem de mult și chiar dorim să revenim, Doamne ajută, vreodată să mai ajungem. Cu siguranță vom reveni, da. Da, am stat acolo în, cred că o săptămână am stat în Goa. Da, am stat în două orășele, două locații, în Dona Paula și în... Benaulim, da. În Dona Paula erau foarte puțini turiști, am stat la un hotel micuț chiar pe plajă, ne-am împrietenit cu localnicii, foarte mult ne-a plăcut. View from Dona Paula, Panjim. Iar în Benaulim am stat la un resort care era cumva în junglă. Acolo am văzut prima oară în realitate de aproape un copac de jackfruit. Erau chiar la intrarea, la una dintre intrările în resort. Era uriaș, exact. Era plin jackfruit. Da, era, uite așa, erau niște fructe. Cred că aveau 20-25 de kilograme un fruct. Imense. Și bineînțeles că mergeam la plajă, erau femei cu, le vedeai cu coșul pe cap și mâncam ananas, mango sau nu știu ce mai aveau ele. A fost foarte frumos, ne-a plăcut. Mâncăm și un ananas direct pe plajă. Da, la 80 de rupii. 80 de rupii, asta înseamnă 5 lei. Hai să spunem cam așa, 5 lei. 6 lei, să spunem, da? Nu sunt 6 lei. Ananas from Sara. Și ce era să pățim în Goa, mai ții minte? A, în Goa, bineînțeles că eu cu gândirea mea mai de explorator, să zicem, mergeam pe cărarea pe strada care mergeam mereu la plajă și am zis, băi, haide ca astăzi să ne abatem puțin de la drum și am mers printre, pe o cărăruie, mă rog, prin niște boscheți. Boscheți oarecum, pe urmă a venit un, nu știu cum mă exprim, să mă exprim, cu iarbă scurtă așa de 20-30 de centimetri, unde puteai să mergi, eram bineînțeles încălțați șlapii ambii. Autobuzul ne lăsa la vreo 500 de metri de plajă. De plajă, da. Era o bucățică de... De drum, de asfalt drum. Și pe urmă venea un drum, mă rog, neasfaltat până la plajă. Dar noi n-am mers pe bucățica aia de drum. Am luat-o pe arătură, cum ar veni. Da, și am luat-o pe acolo, pe acea... Pajiște, să zicem așa. Pajiște uscată, de fapt. Pajiște uscată, da. Bineînțeles că nu i-am spus lui Flori, pe la jumătatea drumului mi s-a părut mie că... Eu citisem înainte de șerpi veninoși și în special de mamba negru, care este un șarpe extrem de periculos, care trăiește în India și în special în acele zone. Mi s-a părut că văd niște cuiburi așa de șerpi, dar bineînțeles că am tăcut din gură până am trecut în partea cealaltă și am ajuns la plajă. Și am ajuns la plajă și când i-am zis lui Flori, zic că s-ar putea, nu sunt sigur, dar s-ar putea să o fi trecut pe un lan de iarbă uscată în care am văzut niște cuiburi de șerpi, mai mult ca sigur erau de mamba. Da, vă dați seama că îmi stătea inima eu.
Deci a fost o experiență foarte frumoasă când i-am zis lui Flori, o să vedeți, nu știu dacă avem filmulețe, nu știu, o să sau cam, o poză, da. Două, când avem tu acea pălărie, poza ca și exploratoare. Sigur, nu știu dacă filmulețe avem, dar a fost bine că n-am citit înainte, până am citit și așa era. Da, ideea este că dacă era să ne muște acei șerbi, nu sufeream foarte tare, că într-un minut, două, eram gata. Așa. Ne îndreptăm către Varca Beach, Goa. Ne-a lăsat autobuzul local, undeva la 500 de metri spate. Și acum ne continuăm drumul către plajă. Din Goa ne-am întors, mă rog, prin Dubai. Am mâncat multe nuci de cocos, am băut, de fapt, și cred că a fost prima oară când am mâncat și miezul de la o nucă de cocos. Da, da, după ce am băut apa de cocos, se mănâncă acel conținut moale. De pulpă, da. Pulpa. Ia. Am băut și acolo o trestie de zahăr, suc de trestie, era, țin minte, peste tot, care ne energiza. Da. Să nu credeți că n-am umblat prin piețe, deci prin toate piețele am umblat și am mâncat de acolo. Da, mi-a dus aminte. Și o experiență ciudată pe care am avut-o, nu mai țin minte unde eram, cred că eram undeva în Jaipur. Mergeam pe stradă și am văzut o fetiță. O să vă pun o poză. Nu, era în Mumbai. În Mumbai era? Da. Atât de... Deci era mică, nu avea un an. Și cu brățară la picior și se uita la noi, stătea jos pe țărână, că nici nu pot numi asfalt. Da. Și m-am plecat să fac poză cu ea și mi-a zis maică-sa, ia-o cu totul. Deci am rămas. Ia-o dacă vrei, pentru că am vorbit cu taică-su pe urmă și bineînțeles că lui Flori i-au dat lacrimile în ochi. Mai aveau vreo 5-6 copii și efectiv nu aveau cu ce să-i întrețină. Și dar știți? La ei acolo, nu știu dacă știți, dar se vând copii, adică vin străinii de afară cu posibilități, Europa, America și așa mai departe, Canada, Australia, și le dă părinților, se face un contract, 1.000, 2.000, 3.000 de dolari și a adoptat copilul, între ghilimele. Deci când i-am auzit, da, deci a zis, ia-o, dacă vreți, luați-o, am zis, băi, nu se poate așa ceva. Și am zis, glumește, și Marice cred că vorbește serios. Da, da, da. Da, credeți-mă că aș fi luat-o, deci mi s-a făcut așa o milă de ea, dar era, wow, vă pun
poză. Sigur, da, poza, dacă, în filmuleț nu cred dacă că... Dacă ai poza să o vedeți, da, cu brățară la picior, cu brățară la, brățări la mâini, cu foarte frumos. Și pe total, prin oricâte peripeții și cât de grea este India... Am mai fost odată, în 2019, de acolo nu am găsit materiale, sigur avem pe undeva, dar... Trebuie să facem un research mai amănunțit. Da, acum momentan ne oprim la 2017, deci cu toate punctele negative și cu toată mizeria și inconvenientele, ne-am întors în India. Și nu este o destinație pentru toată lumea, este foarte greu de parcurs, din toate punctele de vedere, curățenie, diferențe între oameni, între săraci și bogați, aglomerație, claxoane, mâncare picantă, adică chiar nu este pentru oricine, dar dacă am făcut-o de două ori... Dar vă sfătuim să încercați, vă sfătuim să încercați să mergeți, pentru că veți vedea o altă... Fiecare zonă în care am fost din India este foarte diferită de cea anterioară. Alte religii, alte mâncare, alte porturi tradiționale, nicăieri nu sunt la fel, peste tot pe unde am fost. Și cam atât vă putem povesti mai relevant din vacanța noastră de 3 săptămâni, când am fost singuri, prima oară am fost singuri, după am fost și cu alți prieteni. A doua oară în India am mers cu... Încă trei persoane, da. Au rămas și ei șocați, noroc că au fost cu noi, dar și au fost în Kerala. Am fost în Kerala a doua oară, care este cu totul altceva față de Delhi și de Mumbai. Nu ne permiteam, le-am și explicat că nu ne permiteam să îi ducem direct în haosul din Delhi sau din Mumbai prima dată. Așa că a fost un șoc și pentru ei, dar totuși le-a plăcut. Da, până la urmă s-au acomodat și le-au plăcut. Dar sperăm să găsim materiale și din a doua experiență noastră din India și de ce nu să vă mai arătăm și vouă, să mai facem un vlog cu imagini din a doua noastră peripeție din India. Sperăm că v-a plăcut acest vlog. Noi deja ne-am activat amintirile, da? Amintirile și ne-am activat dorul de vacanță și de plecat, deși nu-i momentul acum, dar ne-am asamintit cu plăcere de aventurile pe care le-am trecut deja 3 ani și au trecut. Vă mulțumim că ne urmăriți, vă dorim toate cele bune și ne vedem în următorul vlog. Toate cele bune!